un partid de ăsta militarizat, în care deciziile se iau numai de o mână de oameni, nu pot să zic nici că este un partid nedemocrat, nedemocratic. Deci e undeva la mișto. Da, da, dar pe o parte mai descrescătoare. Bun, domnule Eckstein, a spus în debutul discuției noastre că activitatea parlamentară s-a lipit de dumneavoastră și acolo v-ați simțit confortabil. Dacă ar fi să faceți o evaluare, în momentul în care dumneavoastră erați parlamentar, purtați acel sistem cu două treimi în cadrul grupului și atunci tot grupul merge și votează ca majoritatea din interior. Astăzi, lucrurile cum se pare că stau? Eu nu cad în această capcană, că în tinerețea mea, când am fost acolo, da, eram frumos, deștepți, toate treburile mergeau strună și acum, uite, pe neghiobii ăștia sunt și urâți. Nu. În Parlament întotdeauna au fost și sunt oameni de ispravă care chiar se duc acolo.